Octombrie 2011. Guvernul Boc decide înființarea Complexului Energetic Hunedoara. Combinatul de la Deva și cel din Târgu Jiu, numit Complexul Energetic Oltenia, erau singurii producători de energie electrică din cărbune. România dorea să aibă doi producători de energie independenți de fenomenele naturale. Complexul Energetic Hunedoara este înființat în urma fuziunii electrocentralelor Deva, fostă Mintia și Paroșeni. În februarie 2013, companiei îi sunt adăugate minele considerate viabile din Compania Națională a Huilei, Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan. Minele și electrocentralele intră în noua societate cu tot cu datorii. Complexul de la Hunedoara își începe activitatea în septembrie 2012. Artizanul proiectului este Ion Ariton, ministrul economiei în guvernarea Boc. De ce v-ați gândit să puneți minele cu termocentrală? Pe ca să ce era făcut cu eu aveam în următoarea etapă să fac și nuclear. Să vedeți deci ceva din nuclear și hidro și în Montenia și în Hunedoara. Ca să fie mixul făcut de așa la scură, încât să fie repus în timp până în speci. Lece trebuie vânt, în viață, în viață. Costurile mari de funcționare, importul de cărbune cu preț ridicat, încheierea afacerilor dezavantajoase sunt motivele care au dus la decăderea complexului. Ideea alipirii minelor de termocentrale s-a bazat pe livrarea combustibilului pentru producerea de energie. Studiile arată că în Valea Jiului există suficient cărbune pentru alimentarea constantă timp de 38 de ani a celor două termocentrale. Complexul energetic Hunedoara funcționează pe huile extrase din cele patru bazine din Valea Jiului. Și le-am menționat, minele Lupeni, Livezeni, Lonea și Vulcan. România, într-adevăr, are rezerve de cărbune în Valea Jiului, estimate undeva la 56-57 de milioane de tone de cărbune. Complexul energetic Hunedoara consumă în procesul tehnologic undeva la 1.500.000 de tone de huilă anual. Cele patru mine viabile din vale pot să asigure cantitatea de cărbune necesară pentru cele două termocentrale din județ? Nu pot asigura niciodată, nici în structura Companiei Naționale a Huilei nu au putut asigura tot necesarul de cărbune pentru cele două termocentrale într-o proporție de la 10 la 25% a fost nevoie și de altă sursă de cărbune. Soluția, importul de cărbune, mai scump decât cel românesc. 65% din costul energiei produse îl reprezintă prețul cărbunelui. De aici și interesul de a aduce cantități de cărbune din alte părți, unde probabil jocul comisioanelor își spune cuvântul. În noiembrie 2011, Complexul Energetic Hunedoara publică un anunț pentru import de cărbune. Nu organizează licitație. Negociază direct cu traderul internațional de produse energetice, societatea Vitol din Elveția. Primul lot de 63.000 de tone de cărbune este cumpărat cu 99,2 euro pe tonă. Apoi mai sunt încheiate 5 acte adiționale pentru încă 157.000 de tone de cărbune. Tiberiu Borca, membru PDL, conduce electrocentrale Deva la momentul semnării contractului. Toate achizițiile din perioada respectivă s-au făcut cu acordul Consiliului de Administrație și prin respectarea legislației în vigoare. A fost achiziționat cărbune sub prețul CNH-ului, în condițiile în care CNH-ul nu a putut să asigure cantitatea necesară pentru onorarea contractului. La 3 ani de la încheierea contractului, ANAF susține că electrocentrale Deva a plătit pentru cărbunele importat cu 20 de euro pe tonă mai mult decât pentru cărbunele din Valea Jiului. Întreaga afacere a scos din conturile Complexului Energetic Hunedoara peste 22 de milioane de euro. Tiberiu Borca este acum consilier local în Deva, din partea PNL. Agenția Națională de Integritate a descoperit că este în incompatibilitate. În calitate de consilier local, a aprobat semnarea unui contract cu electrocentrale Deva, unde avea o funcție de conducere. La jumătatea anului 2012, compania de stat încheie un nou contract cu Vitol. Alte 200.000 de tone de cărbune sunt cumpărate prin negociere directă. De această dată, electrocentrale Deva nu mai publică niciun anunț internațional. Director general este Costel Alic, membru PSD și fost prefect de Hunedoara. La mine a fost
sub prețul VJU, cu aprobare de la toată lumea. Păi Ana, fost zice altceva. Vorbiți cu cei de la complex și ei vă dau datele că noi am achiziționat cărbune, cel mai ieftin cărbune care s-a adus vreodată în România. Valoarea contractului se ridică la 18 milioane de euro plus TVA. Fiscul din România spune că Electrocentrale Deva a plătit pe fiecare tonă cu 1,8 euro mai mult decât pentru cărbunele românesc. În 2015, Costel Alic este condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare într-un dosar în care DNA l-a acuzat de fraudarea privatizării exploatării de coarț de la Oricani. În total, din înțelegerile cu elvețienii, Electrocentrale Deva importă, pe o perioadă de 2 ani, 420.000 de tone de cărbune din Rusia, Ucraina și SUA, prin portul Constanța, pentru care plătește 40 de milioane de euro. În urma controlului, inspectorii ANAF nu au stabilit un prejudiciu concret din această afacere. Au decis, în schimb, să sesizeze parchetul. Un alt lot de 4 contracte pentru import de cărbune, încheiate cu firme din Ungaria, este acum investigat de ANAF. Inspectorii fiscali au suspiciuni că la compania românească nu au ajuns toate cantitățile contractate și că huila energetică importată nu era de calitate superioară. Pe 23 august 2011, compania Hardington LLC din Washington trimite Electrocentrale Deva o ofertă pentru vânzarea a 20.000 de tone de cărbune din rezerva de stat a Ungariei. Prețul este de 80 de euro pe tonă. 3 zile mai târziu, compania românească refuză oferta, pentru că prețul era prea mare. În aceea zi, Hardington LLC cere cu 15 euro mai puțin. Afacerea se perfectează. La Registrul Comerțului American, firma nu există. I'm not pulling up anything at all on that company either. În oferta trimisă la Deva, compania americană îl mandata pe Victor Daniel Benga să se ocupe de negocieri și să semneze contracte. Victor Daniel Benga este un om de afaceri din Baia Mare. A fost acționar în 8 societăți, dintre care doar 3 mai funcționează. Majoritatea firmelor aveau ca obiect de activitate consultanța. Nu mă ocup de afacerile respective. Dacă o să vă uitați la firmele respective, a vizitat o figurată cu totul altcineva pentru buna informare. Conform documentelor contabile, Electrocentrale Deva cumpără de la firma americană Hardington LLC peste 95.000 de tone de cărbune. Ar fi trebuit să plătească 6,7 milioane de euro. La finalul anului 2012, Hardington Worldwide LLC dispare din afacere. În locul ei apar 4 societăți comerciale din Ungaria: GR Carbon KFT, Energoru KFT, Psihologia KFT și Train Hungary KFT. Ele ar fi trebuit să ducă la capăt contractele. La negociere apare același Victor Daniel Benga. Valoarea contractelor însumate este fix valoarea contractului inițial cu firma americană, 6,7 milioane de euro. Prima înțelegere încheiată este cea cu Psihologia KFT. Firma din Ungaria, înregistrată ca SRL non-profit, urma să livreze 25.000 de tone de cărbune pentru 1,7 milioane de euro plus TVA. Psihologia a fost înființată în 2009 și are ca obiect principal de activitate consilierea psihologică pentru angajații companiilor și organizarea trainingurilor pentru sexologi. Cu 3 luni înainte de semnarea contractului cu Electrocentrale Deva, compania adaugă în lista obiectelor de activitate și comercializarea de combustibili. Acționarul majoritar al companiei este Boitor Lucia Suzana, care, potrivit Asociației Sexologilor din Ungaria, este sexolog acreditat. Kétezer 12-ben a zöld cége egy 25 ezer tona szenet szállításról szóló szerződést írt alá a Devai Elektrocentrale Deva valam. És mink akar tudni, hogy mit mondhat erről a kontraktusról. Nagyjából semmit nem fogok nyilatkozni, nincs mit vagyok róla. Egyszerű szerződés volt, teljesítettük, lejárt a szerződésként, nem tudom, és ahonnan is. Hát de a maga cége nem, mit én látom az interneten, hogy maga nem szén exportusról beszél, de pszichológia szaktanácsokat adott. Hogy értsük mi, mint ezt? Ahogy akarják, nem nyilatkozom, ne arra, úgyhogy nem állok lemagyarázkodni. Üzlet volt, kereskedelem,
más több tevékenységi köre van a cégnek, fel kell maradni a jelen körülmények között, nem kicsit nyilatkozom, mással is foglalkoztam. Köszönöm, arra, hogy én nem nyilatkozom ezeknek. Viktor Benga úr. Jó, köszönöm. Viktor Benga. Köszönöm. Deputatul Cristian Resmeriță reprezintă în Parlament interesele minerilor din Valea Jiului. Sindicaliștii acuză că a contribuit la falimentul companiei prin interpuși, directori numiți cu sprijin politic și manageri care ar fi semnat contractele cu firmele din Ungaria. Acest complex a fost îngropat de mâna politică care a numit de la director general până la șeful de brigadă în Valea Jiului, deputatul Răzmeriță a făcut în tot acest timp angajări, numiri în funcții și așa mai departe. Același lucru s-a întâmplat și la nivel de Deva. Nu s-a terminat încă cu acest lucru. Sunt încă director sau inginer șef ținuți pe poziții prin presiune politică. Cunosc această temă a importului de cărbune. S-a făcut undeva la un import undeva la 400 de mii de tone din ceea ce cunosc eu la momentul acesta. Vreau să vă spun, deși, să știți, se pare că noi parlamentari avem acces la tot felul de date, de foarte multe ori anumite date vitale pentru zonele pe care le reprezentăm sunt pur și simplu ascunse de noi. Puteți verifica și presa vremii. Eu întotdeauna am fost împotriva acestor importuri de cărbune. Tot la finalul lui 2011, o altă companie maghiară, GR Carbon KFT, câștigă un contract pentru livrarea a 20.000 de tone de cărbune. În ianuarie 2012, compania cedează contractul către Train Hungary KFT. Peste o lună, electrocentrale Deva semnează un act adițional pentru o cantitate suplimentară de aproape 9.000 de tone. Costul total este de 2 milioane de euro. Am fost contactat de GR Carbon și în calitate de transportator feroviar mi s-a subcontractat acest contract de furnizare cu cărbune. Train Hungary este societate mandatată de statul maghiar în activitățile de comerț cu produse energetice. ANAF susține că din schimbul de informații cu fiscul maghiar nu au fost identificate documentele de subcontractare. Asta înseamnă că există suspiciunea că huila din Ungaria nu a ajuns în România. Nu am fost solicitat de către ANAF din Ungaria și nu mi s-au solicitat de documente în acest sens. Cu siguranță există contracte semnate între această societate cu societatea noastră pentru acest obiect al contractului. Este practic imposibil de transportat pe calea ferată produse energetice care sunt accizate fără a avea documente de vânzare, cumpărare sau de acte de comerț. În mai 2012, electrocentrale Deva încheie un al doilea contract cu Train Hungary KFT. De data aceasta, direct, compania maghiară urma să livreze 27.000 de tone de cărbune cu prețul de 1,85 milioane de euro plus TVA. Cum a ajuns compania noastră să livreze cărbune către electrocentrale Deva? Având în vedere faptul că am livrat cărbune de la GR Carbon, mi s-a solicitat o ofertă și am răspuns la acea ofertă. Urmarea acelei oferte, am încheiat un contract cu Deva. Ne puteți spune de unde sursa de proveniență a cărbunelui? Din câte știu, este din Ungaria, de proveniență Federația Rusă. Inspectorii fiscali spun că, în total, Train Hungary KFT ar fi livrat la Deva aproape 56.000 de tone de cărbune, pentru care a încasat 3,9 milioane de euro. Și în acest caz, inspectorii ANAF au constatat că intermediarul afacerii a fost Victor Daniel Benga. Nu-l cunosc personal pe domnul Benga, a fost mandatat de către Train Hungary ca să reprezinte societatea la semnarea contractului, respectiv pentru urmărirea activității în relația de transportator feroviar la descărcarea mărfurilor la Deva. Potrivit Registrului Comerțului din Ungaria, Train Hungary KFT este deținută în calitate de acționar majoritar de compania românească Grampet. Corporația îi aparține omului de afaceri Gruia Stoica. Directorul Train Hungary KFT este Călin Grațian, vicepreședinte al Grampet. În august 2012, electrocentrale Deva încheie un al patrulea contract, de această dată cu Energo Ru KFT. Compania maghiară urma să livreze 15.000 de tone de cărbune
cu prețul total de 1,1 milioane de euro plus TVA. Compania, înființată în 2009, are ca obiect de activitate principal comerțul cu combustibili. Potrivit documentelor Registrului Comerțului din Ungaria, în conducerea companiei apare cu drept de semnătură Caiuha Zoltan, care este și director economic al Train Hungary KFT, compania lui Gruia Stoica. Există vreo relație între Energoru KFT și Train KFT, respectiv Grampet, pentru că unul dintre directorii Energoru apare și la Train KFT? În niciun caz nu există o relație de asociere sau legată de proprietate sau de alte tipuri de relații. Caiuha Zoltan, de care probabil faceți vorbire, este contabil autorizat și ține evidențe contabile pentru mai multe societăți. Într-adevăr, firma de care faceți vorbire, Energoru, este o firmă care transporta cărbune pentru alți clienți din Ungaria pe linia Federația Rusă. Tot în Energo Eru KFT, Victor Daniel Benga este menționat ca director și ca acționar. De altfel, el este și cel care a semnat din partea maghiară contractul cu Electrocentrale Deva. În acționariatul companiei apare și Bojtor Vilmos Laszlo, cetățean maghiar pus sub urmărire penală într-un dosar al DNA Oradea. El este acuzat de procurori că ar fi spălat 600.000 de euro primiți de vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Iosif Francisc Chiș, de la un om de afaceri. Principalul beneficiar al afacerii, patronul grupului Grampet, acționar în firmele maghiare, omul de afaceri Gruia Stoica, a fost condamnat în martie la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar DNA. El a fost acuzat de cumpărare de influență după ce i-ar fi dat avocatului Doru Boștină 3 milioane de euro pentru a afla prețul cerut de CFR Marfă la licitația pentru transportul cărbunelui organizată de Complexul Energetic Oltenia. Valoarea contractului era de peste 100 de milioane de euro. Afacerile derulate la Deva fac acum obiectul unor sesizări penale ale ministrului Energiei Andrei Gerea. S-au întocmit rapoarte de control și pe diverse spețe, trei au plecat către DNA. După 3 ani de funcționare, societatea care ar fi trebuit să salveze mineritul din Valea Jiului se pregătește de faliment. Mai multe firme i-au cerut insolvența, după ce Complexul Energetic Hunedoara a intrat în incapacitate de plată. În 2015, Complexul Energetic are datorii de 202 milioane de euro și pierderi de 225 de milioane de euro. În condiții în care Complexul Energetic Hunedoara, în toți acești puțini ani de la constituirea, ca, din punct de vedere juridic, a beneficiat de sprijinul statului, de ajutoare de stat, de hotărâri de guvern, prin care atât Complexul Energetic Oltenia, cât și Complexul Energetic Hunedoara aveau asigurate de către Transelectrica, transportatorul național de energie, deci aveau asigurate o cantitate de servicii tehnologice de sistem, care în mod tradițional, în mod absolut natural, erau asigurate Sistemul Energetic Național de către Hidroelectrica. Fostul ministru, Ion Ariton, susține că datoriile s-au acumulat din cauza managementului defectuos. La 4 luni de la înființare, în decembrie 2012, Complexul Energetic Hunedoara trece în subordinea nou înființatului Minister al Energiei, condus timp de 2 ani de Constantin Niță. Este perioada în care compania hunedoreană acumulează datorii și pierderi. Când ați fost dumneavoastră acolo la Complex, ca ministru? Voi insistați că nu comentez. Știu că nu comentați, dar situația este destul de gravă și este important ca lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat. Lăsați Ministerul Energiei. Pe perioada noastră ați cerut controle la Complex? Sunt toate documentele la Ministerul Energetic. Tot ce este. Ați verificat contractele de import la Complexul Energetic Hunedoara? Nu puneți întrebări, că nu vă răspund. Un audit Deloitte România arată că în decembrie 2012 Complexul Energetic Hunedoara avea active de 156 de milioane de euro. Un an mai târziu, după fuziunea cu minele, activele au crescut la 222 de milioane de euro. Societatea avea deja pierderi moștenite de 33 de milioane de euro.
În iunie 2014, activele ajung la 185 de milioane de euro. Datoriile ating 167 de milioane de euro. La pierderile companiei se mai adaugă și datoriile către stat și furnizori. La finalul anului trecut, datoriile erau de peste 185 de milioane de euro. Acum depășesc 202 milioane de euro. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi, Hunedoara este în incapacitate de plată. Astăzi, raportată la dispozițiile legii insolvenței, Hunedoara este în faliment, nu în insolvență. Complexul energetic de la Deva este practic o uzină care produce datorii, spun specialiștii în energie. Cele două termocentrale produc cel mai scump curent din România. Pentru fiecare megawatt vândut cu 36 de euro, consumă între 68 și 86 de euro. La Mintia se produce o energie extrem de scumpă, care în momentul în care se vinde pe piață, se vinde în pierdere. Pentru fiecare megawatt pe care Mintia îl vinde, se pierd undeva la 230-240 de lei. În 2013, complexul a produs 3 milioane de megawatts, pentru care statul ar fi cheltuit 204 milioane de euro. Pentru această energie ar fi primit 109 milioane de euro. Pierderea este de 95 de milioane de euro. Executivele din perioada 2008-2011 au încercat o formă de subvenționare a curentului produs scump la termocentrale Mintia, care a devenit în 2011 parte a complexului energetic Hunedoara. Poștii miniștrii Varujan Vosganian, Adrian Videanu și Ion Ariton au aprobat contracte prin care Hidroelectrica lua curent scump de la Mintia sau Paroșeni. Hidroelectrica, la rândul ei, revindea curentul traderilor de energie cu preț mai mic. Traderii revindeau energia pe piața liberă. O investigație a Comisiei Europene și un raport al Corpului de Control al Guvernului au stabilit că această practică a fost ilegală. După 4 ani de astfel de practici, complexul energetic Hunedoara, care îngloba Mintia, a fost nevoit să returneze către Hidroelectrica 9 milioane de euro pentru curentul vândut cu preț mare. Societatea nu a avut din ce să plătească. În aprilie 2015, guvernul a decis să-i acorde complexului din Hunedoara un împrumut cu scadența la 6 luni. Știți foarte bine deciziile care s-au luat la nivel guvernamental săptămâna trecută și săptămâna aceasta cu privire la acordarea a două ajutoare, un împrumut, mai bine spus, pentru recuperarea ajutorului de stat ilegal oferit în perioada 2009-2011 și un ajutor pentru salvare aprobat săptămâna aceasta. Curentul de la Deva este scump pentru că este produs ca acum 50 de ani, susțin specialiștii în energie. Unul dintre scopurile înființării complexului energetic Hunedoara a fost și retehnologizarea. Modernizarea urma să fie făcută de un investitor strategic. În urmă cu un an, o companie din SUA era interesată de complex. Guvernul a început negocierile, dar nu le-a finalizat. Cât ar costa o retehnologizare a complexului energetic Hunedoara? Pe cele două componente, energetică și minieră, aproximativ 400 de milioane de euro. Între timp, în apropierea termocentralei de la Mintia, un agregat care putea produce curent este lăsat să ruginească. Avem aici echipamentul care trebuia montat la grupul 4, care din 2003 stă în condiții climaterice normale, în ploaie, în vânt. Deteriorarea lor se face pe zi ce trece. Firma plătește și chirie pentru că sunt depozitate aici, cu toate că termocentrala are suficient spațiu în incinta ei pentru depozitarea acestor componente. Foarte multe probabil nu o să mai fie bune. Este vorba de componentele unui grup energetic în valoare de peste 18,2 milioane de euro. O companie din Ucraina a datorat bani complexului și a propus la schimb piesele pentru un nou grup energetic. Asta se întâmpla în urmă cu 12 ani. Avem, din păcate, din anul 2003 o furnitură întreagă pentru un grup energetic pe care conducerile termocentralelor care s-au succedat de-a lungul anilor nu au reușit să-l monteze. Modelul grupului este din anii 1960, dar dacă se monta la momentul aducerii aici, în 2003, era altceva, pentru că acum și-ar fi încetat activitatea. Directorul companiei susține că echipamentele ar putea fi refolosite.
pot face obiectul unor reparații capitale ca și înlocuitor. Sau poate se pot valorifica în situația în care există alte instalații în lume cu acest tip de echipamente. Nu este singura afacere proastă în care a intrat complexul de la Deva. În martie 2009, guvernul Boc a aprobat un memorandum pentru construirea unei hidrocentrale de 1,4 miliarde de euro la Tarniță, în județul Cluj. Trăznite. E, și Tarnița Răpuște este astfel de fantezie, astfel de aroganță a unor oameni, a unor politicieni care vor să rămână în istorie ca titori. Studiile de fezabilitate au costat 5 milioane de euro. În 2013, ministrul economiei, Constantin Niță, preia proiectul și înființează o companie, TC Hidro Tarnița S.A., în acționariatul căreia sunt inițial incluse Nuclear Electrica, Hidroelectrica, Electrica, Romgaz, complexele Oltenia și Hunedoara. În final, acționar rămân doar complexul energetic Hunedoara și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie Electrica. În 2013, în condițiile în care la Deva se înregistrau pierderi masive, ministrul Constantin Niță decide ca societatea să contribuie la proiectul Tarnița cu 2 milioane de euro. În fapt, compania a vărsat puțin peste 650.000 de euro. Nu cred, și am spus-o public, supărând foarte multă lume, în viabilitatea și unor astfel de proiecte. România nu are nevoie de o centrală de asemenea dimensiuni, de fapt nici de o centrală de mai mici dimensiuni. Acum, guvernul vrea să recupereze banii. În același timp, compania Hidro Tarnița S.A. a decis să notifice complexul energetic Hunedoara că vrea și restul de bani. La Tarnița sau Bogada se recuperează, i-am scos de acolo. Păi Hidro Tarnița au cerut ei să plătească cehul, au făcut chiar acțiune. Păi nu, era o procedură. În momentul în care ăștia spun că nu plătesc, orice îi scoți. Falimentul bate la ușa complexului. 7 societăți au cerut insolvența. Dacă instanțele vor fi de acord, un administrator special va decide soarta companiei și a angajaților. În acest moment, în cadrul complexului energetic Hunedoara lucrează aproximativ 6.000 de oameni. Mai există 2.000 de angajați ai societății de închideri de mine, de unde se produce huilă, care tot la Paroșeni și la Mintea se consumă. Alți consumatori de huilă nu avem în țara noastră. Dacă mâine s-ar pierde aceste 8.000 de locuri de muncă, nu ar fi doar impactul lor direct. Județul Hunedoara în prezent are ușor peste 110.000 de salariați în acest moment, ceea ce a însemnat pierderea aproximativ 17% din forța de muncă angajată, din locurile de muncă existente în acest moment. E mai mult decât dublarea ratei șomajului, ar fi un impact catastrofal asupra județului Hunedoara. Domnule, până la urmă, luând chiar și o măsură radicală, 6.600 la câte milioane de șomeri a produs România din 90 încoace, e un număr nesemnificativ, dar statul evident că are obligația de a crea noi locuri de muncă. Sigur, complexul energetic Hunedoara trebuie reformat. Sigur, trebuie să plece 2000 de oameni chiar anul ăsta. Producătorul de electricitate mai are o problemă de rezolvat. Nu și-a respectat angajamentele de mediu și poate primi o amendă de 120 de milioane de euro. Până pe 30 aprilie, guvernul trebuia să vireze complexului 10 milioane de euro pentru cumpărarea certificatelor de carbon. Acestea sunt necesare pentru a putea continua activitatea, complexul fiind considerat mare poluator. Guvernul nu a emis hotărârea la timp, așa că autoritățile europene pot da amenda.
practic un certificat de carbon care se cumpără de pe, de pe piața liberă cu undeva între 7,1-7,3 lei pe certificat, acum va trebui să fie cumpărat cu 100 de lei pe, de euro, 7,1-7,3 euro, va trebui să fie cumpărat cu 100 de euro pe certificat. Suma aceasta trebuie să fie virată către fondul de mediu. Deci amenda se dă de către Comisia Europeană, este notificarea vine din partea Ministerului Mediului, iar suma trebuie să fie virată către fondul de mediu, acel fond din care se plătește programul RABLA. Compania nu a avut suficiente resurse pentru a putea achiziționa și a depune aceste certificate așa cum prevede legea până în 30 aprilie. Din acest motiv ne așteptăm la o penalitate care este prevăzută de artă în lege. Pe care va putea suporta compania? Nu a putut să plătească aproximativ 10 milioane de euro. 120 de milioane de euro este cu atât mai greu. E dramatic pentru societate. Asta înseamnă faliment? Se înscrie la datoriile mari pe care le are societatea. Sigur, dacă vom fi executați, acolo se ajunge. Amenda de 120 de milioane de euro este stabilită de Comisia Europeană, transmisă Ministerului Mediului și, în final, Administrația Fondului de Mediu emite decizia de impunere. Ministrul Energiei, Andrei Gerea, susține că a găsit o soluție. Am contactat Comisia Europeană, am primit un sprijin real din partea Comisiei și discuțiile purtate au concluzionat un lucru. Haideți să ne facem treaba, să rambursăm ajutorul de stat ilegal, să achiziționăm certificate de CO2 și după aceea, în cursul lunii iunie, să venim cu dosarul în care să explicăm de ce s-a întârziat, nu este vina companiei, este vina statului și să putem să fim iertați. Oficialii de la Bruxelles nu au confirmat că ar putea ierta complexul. Administrația Fondului de Mediu confirmă că un poluator care nu cumpără și nu depune la timp certificatele de carbon este amendat. Una dintre soluțiile ministrului Andrei Gerea este transformarea termocentralelor în centrale electrice de termoficare, adică în loc de curent să producă energie termică. Guvernul are în plan și divizarea complexului energetic Hunedoara. Ar putea să fie preluată de administrațiile locale. Să facă centuri. Da, pur și simplu. Dar trebuie făcut clar un inventar să vedem pe ce mizăm la consumul local. Și aici s-ar putea da o subvenție. De cealaltă parte, sindicaliștii de la Mintia susțin că soluția ministerului nu este fezabilă. La momentul de față este exclus o termocentrală care arde, o să ardă tot cu el în continuare. Nu o să reziste pe piața zilei următoare cum funcționăm noi. Deci divizarea nu o să ne ajute. Dacă ne uităm la Arad, dacă ne uităm la Oradea, vedem că toate au falimentat. Au falimentat și bugetele locale, deci nu este o soluție viabilă în niciun caz. Primăriile sau consiliile județene nu pot să susțină o asemenea activitate, iar termocentrala Mintia nici nu poate fi vorba să fie transformată încet, pentru că nu are instalație de asemenea natură. Pentru că nu mai existau bani de salarii, guvernul a aprobat recent un ajutor de stat de 36,7 milioane de euro. Banii ajung pentru încă 6 luni. Planul de salvare a companiei se rezumă la constituirea unui grup de lucru. Separarea legală a activității miniere de cea energetică să se producă în mod evident doar dacă programul de restructurare întocmit ajunge la această concluzie și, în ultimul rând, constituirea acestui grup comun de lucru format din managementul companiei, lideri de sindicat și conducerea ministerului. Nici ministrul energiei nu este convins de soluțiile de salvare. Nu știu cum o vedeți dumneavoastră, dar asta cu divizarea și subvenția e fix pentru încă un an, nu? Da, poate. E, de-aia vă spun și eu că... Înțeleg că retehnologizarea ar însemna un miliard de euro, pe care nu cred că vrea nimeni. Nu, e posibil să ai o evoluție pozitivă, culmea, pe zona minieră. Închiderea complexului este menționată într-un document oficial al ministerului. Societatea se confruntă cu o situație economico-financiară dificilă și cu prilejul misiunii comune a Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Comisiei Europene din cursul lunii februarie 2015,
instituțiile financiare internaționale au solicitat Guvernului României lichidarea acestui operator economic.